O intervenție de la Sibiu, a Irinei Alexe, cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice Academician Andrei Rădulescu al Academiei Române. Da, vă salutăm de aici, de la Sibiu. Îmi pare rău că nu pot să fiu în sală. Suntem la Sibiu, la conferința de drept administrativ a Institutului Paul Negulescu. După cum știți, s-a spus, sunt cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice Academiei Române, iar în ultimii 10 ani, adică în intervalul 2006-2016, am făcut parte din conducerea unei instituții din administrația publică centrală și am coordonat pentru diverse perioade activit în domeniul elaborării, susținerii și dezbaterii în cadrul procedurilor guvernamentale și parlamentare a proiectelor de acte normative specifice acelei instituții. Am coordonat activitatea instituțiilor prefectului, dar și a structurilor funcționale, juridic, achiziții publice, resurse financiare și logistice, precum și a structurii specializate în domeniul IT, și, evident, a structurii responsabilului cu protecția datelor, pentru că instituția în care eu am activat a avut și are în continuare o astfel de structură specializată. Am făcut aceste precizări pentru a face legătura cu conferința noastră și de ce mă aflu în rândul specialiștilor în domeniul protecției datelor. În anul care a trecut de la momentul în care în România a început să se discute despre noul regulament general privind protecția datelor, pentru că la noi, deși regulamentul este adoptat din 2016 și a intrat în vigoare atunci, a început să se discute despre el abia pe la jumătatea anului 2017. Deci vă spuneam că în anul în care a trecut, mă bucur că am putut să particip alături de colegi la editarea, respectiv la coordonarea celor teme relevante în domeniul de ele pe care o să vă arăt, pe care le și recomand de altfel, apărute la editura universitară, și m-am bucurat că domnul Săvescu m-a invitat să particip ca și coautor la elaborarea celui de-al treilea volum pe care dumnealui l-a coordonat și care a apărut la editura Hamangiul. Vă spuneam că în anul acesta am fost foarte preocupată de aplicarea noului regulament general privind protecția datelor, pentru că mi-am dat seama că o parte din cei care ar trebui să înțeleagă și să aplice dispozițiile regulamentului nu pot să înțeleagă decât dacă sunt ajutați. Astfel mi-am propus și mă bucur că am și reușit să scriu și să public 8 articole în domeniul GDPR. O parte dintre ele vizează responsabilul cu protecția datelor și nu o să intru în detalii, pentru că colega care a vorbit înaintea mea a precizat care este rolul acestui responsabil cu protecția datelor, care sunt problemele pe care instituția respectivă le ridică, care sunt provocările pentru operator, pentru a găsi și a desemna un astfel de responsabil cu protecția datelor care să-l ajute să-și desfășoare activitatea și să-și conformeze activitatea cu dispozițiile regulamentului. Spuneam că nu o să intru în detalii despre DPO. M-am bucurat că am participat în ultima perioadă la diverse dezbateri unde din ce în ce mai mulți specialiști foarte bine pregătiți au venit și au explicat în mod public dispozițiile regulamentului, astfel încât au suplinit cumva nevoia de a cunoaște a fiecăruia dintre noi. Nevoie care, în opinia mea, ar fi trebuit să fie satisfăcută în primul rând autoritățile statului. Vă spuneam că am participat la diverse dezbateri, o parte dintre ele organizate inclusiv de Societatea de Științe Juridice, și mulțumesc domnului Săvescu pentru că m-a invitat, dar am organizat și am și participat la dezbateri organizate în mediul universitar, ultima dintre ele ieri aici la Sibiu, foarte interesantă, și am avut satisfacția ca la finalul dezbaterii participanții să vină să spună sau să spună în plen: în sfârșit am înțeles cum este cu regulamentul acesta general privind protecția datelor. De ce am făcut lucrul acesta? Pentru că, v-am spus, am crezut întotdeauna și cred în continuare
că toată experiența și pregătirea mea profesională trebuie pusă în slujba celor care au nevoie să înțeleagă și să aplice dispozițiile legale în această materie. Și cred că cel mai bine se poate realiza acest lucru în cadrul universitar. Nu numai, dar cred că cel mai bine se poate realiza acest cadrul universitar. Aceasta a fost și rațiunea pentru care eu am acceptat în cursul acestui an să invitația pe care mi-au adresat-o colegii de la Universitatea Danubius din Galați, aceea de a fi titularul unei discipline care se numește responsabilul cu protecția datelor, competențe și regim sancționat, acceptat invitația a preda această disciplină în program de master un program postuniversitar aprobat în România, în cadrul unei universități. Apreciez că articolele pe care eu le-am scris și publicat și care vizează, așa cum v-am mai spus, atât responsabilul cu protecția datelor, și m-am referit nu neapărat la regimul, la statutul juridic al acestuia, cât mai ales la provocările pe care regulamentul le presupune pentru a găsi și a desemna pe acea persoană care să fie capabilă să-și îndeplinească sarcinile prevăzute la articolul 39 din regulament. Dar articolele mele vizează atât trecerea de la directivă la regulament, pentru că este foarte important să înțelegem de ce a fost nevoie de reglementarea la nivelul Uniunii Europene a unei dispoziții de acest nivel, a unei materii, a materiei prin regulament, regimul acest act legislativ al Uniunii Europene este foarte cunoscut și foarte dezbătut, mai ales din cauza regimului sancționator, care este calificat ca fiind unul dintre cele mai severe. De asemenea, am ales să discut și să analizez relația dintre operator și persoană împuternicită, pentru că este foarte important acel contract care trebuie semnat între operator și persoana împuternicită să efectueze în numele operatorului activitatea de prelucrare. Și aici există probleme și cred că o parte dintre soluțiile pe care eu le-am propus răspund la aceste probleme. Și nu în ultimul rând, am ales să discut reforma instituției, care foarte lume vorbește, instituită la nivelul Uniunii Europene prin acest regulament, prin transformarea grupului de lucru pentru articolul 29, de fapt prin înlocuirea grupului de lucru pentru articolul 29, de către Comitetul European pentru Protecția Datelor, care nu mai este un organism fără personalitate juridică și care are rol de consultare, așa cum de îndrumare și de elaborare de ghiduri, așa cum avea rol grupul de lucru pentru articolul 29, ci este instituit ca un organ al Uniunii Europene cu personalitate juridică, care poate să soluționeze inclusiv conflictele ce vor apărea cu siguranță între autoritățile de supraveghere. Vă spuneam, nu laud, că am scris despre și că deja pot să-mi aduc contribuția la o mai bună înțelegere și aplicare a dispozițiilor regulamentului. Numai de vreme din această dimineață am publicat o opinie pe juridice și vă mulțumesc, stimați colegi, pentru că mi-ați oferit prilejul să o public acolo, prin care atrag atenția decidenților politici că ne aflăm în data de 25 mai 2018 și că, din nefericire, eu apreciez că nu suntem pe deplin pregătiți pentru aplicarea regulamentului în toate elementele sale. Pentru că știm cu toții că acest regulament general, spre deosebire de orice alt regulament în teorie, are în conținutul său
câteva dispoziții se lasă membre și cum să reglementeze diverse aspecte. O parte dintre aceste aspecte se referă evident la regimul sancționator, care ne interesează pe toți, și se referă la faptul dacă autoritățile și instituțiile autorităților și instituțiilor publice le pot sau nu fi aplicate măsuri corective de natura amenzilor administrative. Nu am reglementat acest lucru. Avem două proiecte în procedura parlamentară, dar nu voi mai detalia criticile pe care le-am avut de făcut cu privire la aceste proiecte. Le-am făcut în opinia pe care am publicat-o. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dat prilejul să intru în legătură cu dumneavoastră, chiar și așa mai greu, prin mijloacele rele, și vă doresc să